În aceeași situație, la Brăila sunt câțiva consilieri. Pentru faptul că legea nu menționează în mod expres că instituția prefectului se poate autosesiza în asemenea cazuri și de fiecare dată când face o atare constatare, este obligatoriu să fie instituția prefectului sesizată de o anumită persoană sau de un partid politic, au fost foarte mulți consilieri care și-au terminat mandatele prin faptul că s-au înscris la alte partide. Păi dacă s-au înscris la alte partide, înseamnă că în momentul în care s-a înscris la alt partid, acesta și-a pierdut calitatea de membru de partid pe care a avut-o la celălalt partid și în mod automat a pierdut orice funcție care se datora partidului pe care listă a fost ales. Sunt cazuri în care se fac blaturi și susținerea merge înainte. Nu știu dacă sunt blaturi, cert este că mă deranjează. Pe mine personal mă deranjează ca și autoritate publică implicată în această chestie, care eu nu pot să iau act că, domnule, un consilier sau cineva a anunțat, domnule, în plenul Consiliului Local, eu sunt președinte de partid la începutul anului 2020. Păi din 2020 la începutul anului până la sfârșitul anului, în septembrie, când s-au făcut alegerile, Consiliul Local a funcționat cu acea persoană care nu mai este membru de partid la ALDE. Nu mai știu dacă... am zis o chestie, nu mai știu dacă aceasta mai merge. Deci eu nu aduc nicio acuzație nimănui. Păi este alegerea fiecăruia să plece la orice partid consideră că trebuie, dar în momentul în care te-ai hotărât să te duci la alt partid, trebuie să știi că ți-ai pierdut toate drepturile, că nu mai ești în Consiliul Local și toate drepturile și funcțiile care se dețin, pe care le-ai deținut în urma alegerii, că oamenii nu au ales pe X sau pe Y, au ales o persoană juridică, adică au ales un partid. Ce spuneți dumneavoastră? Eu fiind singura persoană, o secundă, eu fiind singura persoană care, atunci când făceam politică, care a fost aleasă pe persoană fizică în Consiliul Local. Deci, cine are și vrea să fie independent, să nu depindă de niciun partid, are posibilitatea să candideze independent și dacă cetățenii au încredere în el, îl votează. Dacă nu, nu. Dar nu este nici legal și nici moral să fie ales pe lista unui partid și la momentul și tu te înscrii, bine mersi, în alt partid, funcționezi în continuare în Consiliul Local, încasezi contravaloarea indemnizației de Consiliul Local, deși tu nu mai ai dreptul să fii acolo. Iar noi, ca și prefectură, spre exemplu, nu ne putem autosesiza în această situație. Deci, probabil că o să fac o propunere de hotărâre de guvern de completare a legii în care să spună, în situația în care există suficiente informații, prefectura să poată sesiza și să ia atitudine și să ceară de la partide sau de la consiliile locale și mai departe. Aceste persoane care nu vor să accepte că ei au încălcat legea în acest fel, participă în continuare la alegeri, fără nicio problemă. Dacă lor li se pare că nu e nicio problemă, sau mă rog, nu au nicio chestie că, domnule, am încălcat legea și așa, deși legea nu sancționează această încălcare, nu este sancționată în niciun fel. Dar banii aia parcă tot ar trebui să-i dai înapoi dacă nu mai erai la partidul X. De-aia și permit, dacă nu sunt clare legile.